Când vine vorba de cancer, deseori auzim noțiune de metastaze și nu știm ce reprezintă acestea. Metastaza definește răspândirea tumorii în alte organe. Invazia locală este de asemenea prima etapă a procesului care conduce la dezvoltarea tumorilor secundare sau metastazilor. Dar despre toate acestea aflăm din reportajul ce urmează. Metastazele sunt numite și cancere secundare care derivă de la tumora malignă primară. Celulele care se află la suprafața tumorii maligne primare, ele circulă prin organism, prin intermediul două căi, calea limfatică și calea sangvinică, și invadează alte țesuturi sau organe, precum ar fi creierul, ficatul, plămânii, sistemul osos. Boala metastatică trebuie confirmată prin examinări imagistice, minuțioase, și nu doar ultrasonografia sau radiografia obișnuită. Sunt examinări de rezoluție înaltă, cum ar fi tomografia computerizată, rezonanța magnetică, neapărat accentuată prin substanța de contrast, tomografia cu emisie de pozitroni, endo-ultrasonografia. Toate tipurile de cancer poate să se disemineze. În cancerul cărtiței abdominale, cum, pe exemplu, ezofag, stomac, pancreas, colon și rect, foarte des dau metastază în ficat. Când avem un cancer de organele pelviene sau genitale, metastazele foarte des dau în plămâni, pentru că așa este și structura anatomică a circulației venoase. Dacă metastaza e resecabilă în momentul diagnosticării, pot fi efectuate în același timp două intervenții, rezecție de metastază și rezecție de tumoare primară. În timpul de față avem și la dispoziție tehnici minim-invazive, în același timp pot fi efectuat prin chirurgie laparoscopică. Pentru pacient, recuperarea e mult mai rapidă, externarea mai precoce, mai puțin dureroasă. Rezecțiile metastatice se pot efectua în cazul în care metastazele sunt izolate sau sunt bine delimitate. Fiecare pacient este analizat în cazul comisiei multidisciplinare sau comisiei tumor board. Sunt evaluate toate examinările imagistice care ne permit să determinăm dacă pacientul este eligibil pentru rezecție de metastaze sau nu. Sau pacientul poate are nevoie de chimioterapie preoperatorie. În cazul pacienților care nu pot fi supuși tratamentului chirurgical, sunt alternative de tratament, precum ar fi chimioterapia, radioterapia sau terapie de precizie. Chimioterapia influențează asupra tumorii, micșorând dimensional, ba chiar și cantitativ. Dacă vorbim de radioterapie, aceasta este influență predilectă asupra metastazilor craniene și a metastazilor țesutului osos. Dacă vorbim de target terapie, este o terapie nouă, terapie țintită, care influențează asupra moleculilor celulelor canceroase. Dacă este vorba de un tratament combinat, o chirurgie după tehnici moderne, împreună cu chimioterapie și sau target terapie, atunci avem o evoluție de lungă durată și o însănătoșire de lungă durată. Cancerul metastatic e un subiect delicat, care necesită abordare profesionistă. Metastazele contribuie la determinarea stadiului și alegerea tratamentului. Unele tipuri de cancer metastatic sunt vindecabile, dar toate poartă denumirea de cancer de stadiu 4 sau cancer avansat. La acest subiect discutăm astăzi cu dr. Sergiu Șurelu, chirurg, oncolog, și Daniela Burdiniuc, medic oncolog general. Bună ziua, bine v-am găsit în platou. Sergiu, ce totuși sunt metastazele și ce determină apariția lor? Metastază reprezintă un proces secundar a unei tumori. Fiecare tumoare în faza sa de dezvoltare poate să dea metastaze. Când o tumoare crește, celulele nervoase pot pătrunde în fluxul sangvin sau fluxul limfatic și pot nimeri în alte organe și pot dezvolta metastaze. De exemplu, când avem niște tumori primare localizate în cavitatea abdominală, de exemplu, stomac, colon, rect, aceste metastaze, aceste celule canceroase nimeresc în fluxul sangvin și pot nimeri în anumite filtre biologice, cum este ficatul. În această cauză, în aceste tipuri de cancer, ficatul reprezintă primul focar de metastază.
ce se întâmplă cu alte organe, de exemplu, cu alte cancere în organele pelviene sau genitale. În acest caz, celulele canceroase numesc în fluxul sanguin și numesc în alt filtru, care sunt plămânii. Din această cauză, aceste tumori primare localizate în organele pelviene sau genitale dau mai frecvent metastaze în plămâni. Adică metastazele, fiecare organ sau fiecare cancer are un organ specific în care cel mai frecvent metastazează, ca să fie așa mai corect, pe înțelesul tuturor. Da. Fiecare cancer în parte are tropismul său. Daniela, la ce etapă de obicei sunt diagnosticate metastazele și prin ce investigații sau sunt ceva investigații specifice anume pentru a investiga anume metastazele sau le determina? Din păcate, metastazele sunt depistate la o etapă mai tardivă, mai târzie. Se examinează evaluările de laborator, precum ar fi marcherii oncologici. Cei mai specifici pentru tractul digestiv sunt antigenul carcinom embrionar, CA19-9 sau alfa-fetoproteina, pentru cancerul de prostat, antigenul specific de prostată sau în cancerele ginecologice CA125. Nu în ultimul rând, este important și evaluările imagistice, adică computer tomografia, neapărat cu substanța intravenoasă, torace, abdomen și bazinul mic, pentru a vedea răspândirea proceselor sau a tumorilor secundare. Rezonanța magnetică nucleară, care utilizează undele magnetice, sunt predilecte pentru metastazele de creier, țesuturi în regiunii cervicale și regiunii bazinului mic. Se mai examinează și scintigrafia osoasă pentru depistarea metastazelor osoase și, nu în ultimul rând, computer tomografie cu emisii de pozitroni, când molecula de glucoză este marcată radioactiv pentru a vedea reactivitatea însăși a bolii și răspândirea însăși a procesului, și biopsierea tumorii secundare pentru testarea genetico-moleculară pentru o terapie targetată, țintită. Se știe că când e un cancer localizat, sau un incipient, tratamentul de bază e tratamentul, să spunem, în general, chirurgical, extirparea tumorii. Ce facem atunci când avem un cancer care deja a dat metastaze sau, cum spun pacient, a dat rădăcini în corp? Cum se schimbă tactica de tratament în cazul dat? În primul rând, la pacientul cu depistat metastază sau cu focare secundare, el se examinează la comisie multidisciplinară în care are loc, deci se presupune care ar fi tratamentul optim. Este, spre exemplu, chimioterapie, radioterapie sau target terapie. Dacă vorbim de chimioterapie, este o ședință de tratament sistemic care are predilecție asupra celulelor canceroase care au o diviziune mitotică foarte rapidă. Dacă vorbim de radioterapie, este specific pentru metastazele de creier sau pentru metastazele ce țin de osoase, pentru a evita fracturarea și coparea sindromului dolor. Dar aici ne vin și în ajutor și bifosfonația pentru mineralizarea sistemului osos. Dacă vorbim de target terapie, este o nouă terapie, terapie țintită, se mai spune. Sunt două tipuri de tratament. Terapie cu medicamente cu masă moleculară mică, care intră în celulă, în componența celulelor canceroase și le inactivează. Sau anticorp monoclonal, care de fapt acționează asupra la suprafața celulelor canceroase și le inactivează. Ele au dor specific doar asupra celulelor canceroase. Celulele sănătoase nu le, să spunem, nu le afectează. Bineînțeles că chirurgia în oncologie este foarte importantă, dar ce posibilități are chirurgia deja când s-a ajuns la stadiul de metastazare? Cum se poate fi aplicat? Adică există un tratament chirurgical anume când sunt metastaze, ce ești ficat, plămâni sau în alte organe? Da, pentru a avea o supraviețuire înaltă la 5 ani, chirurgia oferă această șansă de cură. Timpul de față, având tehnologii noi de tratament invaziv, chirurgie robotică, chimioterapie, alte tehnici care ne ajută pe noi să complementăm chirurgia, supraviețuirea acestor pacienți este până la 40 de ani, 40% la 5 ani. Atunci când, să spunem, chirurgia poate nu poate oferi acest succes, șansele de reușită a tratamentului pacienților metastatice, adică este mai mare riscul de recidivă, se impune careva măsuri suplimentare de supraveghere sau monitorizare mai strictă? Supravegherea este pentru toți pacienții oncologici, în special atât în stadiul 1, cât și într-un stadiu depășit.
reușită este una promițătoare atunci când este un tratament combinat, când este chirurgical prin tehnici moderne, cât și chimioterapie și sau target terapie. Atunci avem o supraviețuire de lungă durată. Și cam toate acestea ne pun o șansă de viață cu mult mai prosperă pentru viitor. Daniela, Sergiu, mulțumesc pentru informații și pentru prezența în studio. În acest moment, nu există metode fiabile de prevenire a metastazării cancerului. Cel mai bun mod de a împiedica răspândirea cancerului este eliminarea tumorilor primare atunci când sunt foarte mici, înainte de a avea riscul de a se deplasa în alte zone ale corpului. Aceasta este în principal motiv pentru care screening-ul pentru cancer este atât de important.